Este cea mai frumoasă și cea mai bună decizie pe care am luat-o în viață, să-L urmez pe Iisus Hristos. Și vă mărturisesc, dacă am un regret în viață, este că nu m-am pocăit mai devreme. M-am întors la Dumnezeu la 22 de ani și de la 18 până la 22 am cam umblat eu. Dar aș fi putut, acesta este un regret, că aș fi putut să trăiesc mai mult pentru Dumnezeu. Dar m-am rugat de când m-am pocăit și am zis, Doamne, ajută-mă să recuperez. Să recuperăm, pe cum? Așa este. Doamne, ajută-ne. Dragilor, haideți să ne ridicăm în picioare și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 9, și să începem citirea de la versetul 1 până la versetul 12. Evanghelia după Ioan, capitolul 9, începând cu versetul 1. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Aleluia! Vecinii și cei ce-l cunoșteau mai înainte ca cerșetor ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este. Alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea, eu sunt. Deci, i-au zis, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul acela, căruia îi se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scăldătoare, scaldă-te și du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns, nu știu. Amin. Vă rog să vă așezați, Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. M-a luat un pic emoțiile, nu știu de ce. Doamne, ajută-ne și să ne binecuvinteze. Dragilor, se cânta mai devreme cântarea aceasta că merită să trăim pentru Iisus Hristos. Merită să fim lumină în întunericul acesta, merită. Și este cea mai bună, spuneam, cea mai bună alegere pe care am făcut-o și nu o să regret toată viața mea. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit, ne-a eliberat să fim lumini în acest mare întuneric. Să fie binecuvântat Domnul Iisus, o să trec foarte repede peste ce mi-am pregătit aici și dacă Domnul va da timp să facem și o rugăciune. M-am gândit și m-am uitat, dragilor, la experiența aceasta. Domnul Iisus Hristos spune că a trecut pe drumul acesta și era acest om. Era un orb din naștere, Dumnezeu îl știa, cunoștea situația lui, dar ce am observat aici este următorul lucru. El n-a cerut ajutorul lui Iisus. Dacă ne uităm în Marcu 10, acolo îl vedem pe orbul Bartimeu. Omul acesta, când a auzit că pe drumul acesta vine Iisus, ce a făcut? S-a ridicat și a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine. De ce? Acest om a auzit că acest Iisus face lucrări mari, domne, și a pus mâinile peste leproși, au fost vindecați. A eliberat îndrăciți, se spunea mai devreme, deci am și o șansă să fiu vindecat. E, omul acesta, în comparativ cu orbul Bartimeu, n-a cerut ajutor.
cerut ajutor. Și totuși Iisus Hristos trece pe acolo, îl vede și se oprește. Iisus Hristos știa că el este bolnav din naștere, știa situația lui. Și totuși Iisus Hristos se oprește. Și îmi amintesc într-una din zile am fost, majoritatea dintre dumneavoastră știți, pe fratele Sandu Orbu. Am fost la el acasă într-una din zile cu o echipă de tineri și zice trebuie să-i facem cât de cât, să-i facem câteva condiții, cu omul ăsta săracu trăiește cum trăiește. Și ne-am apucat noi în camera acolo, i-am pus un boiler, ceva, să aducem apă, să-i facem, acum trebuie să-i facem o canalizare. I-am săpat și am făcut o fosă. Seara când a venit fratele Sandu, fix în groapa i-a căzut. Cum s-a întâmplat? Fix în groapă, deși noi l-am sunat și i-am spus, frate Sandu, vedeți că noi am săpat o groapă, mâine o să înceapă turnarea, dar să aveți grijă. Pentru că omul acesta, el avea un drum al lui și Domnul să ne ierte că mulți dintre noi nu suntem ca omul acesta. Deci, eu cred că înaintea lui Dumnezeu omul acesta va străluci atât de frumos. Lunea se duce la biserică, marțea se duce la biserică, miercurea se duce la biserică, joia vine la biserică, duminică dimineață și duminică după amiază e nelipsit omul acesta de la biserică. Mulți dintre noi avem motive, nu mai merge aerul condiționat, am lovit mașina, cum să mă duc cu metrou, că e nu știu cum, e aglomerat, e prea cald. Avem motive, omul ăsta se duce cu bățul ăla, uite așa cu bățul și își face traseul în fiecare zi. Doar că el dacă a fost cumva, nu știu, nu și-a dat seama, o fi uitat probabil, fix pe drumul acela când a zis, fix în gaură a căzut. Și mi-amintesc că într-o altă zi am fost la cu o echipă de tineri, ne-am dus la o familie și familia aceasta, soțul era orb. Soția ne-a spus așa, zice, să nu mișcați din casă nimic, așezați-vă unde puteți, cum puteți, dar să nu mișcați nimic pentru că el este familiarizat cu locul. Dacă ați luat scaunul de aici și l-ați spus mai încolo, s-ar putea să dea cu capul de pământ și să se lovească. De aceea el știe locul lui. De, dragilor, de multe ori noi cu ochi și nu vedem ceea ce trebuie să vedem. Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne. Amin? Amin? Și orbi cu bățul ăla de multe ori își dezvoltă foarte mult simțul ăsta atât de puternic încât își dă seama, spunea, mă uitam pe internet la cineva, spunea, îmi dau seama dacă cineva mă filmează și dacă îmi pune o întrebare, cumva să aflu, zic, îmi dau seama după tonul vocii, vă dați seama cum își dezvoltă. Își dezvoltă foarte. Doamne, binecuvintează pe poporul tău să ne dezvoltăm și noi simțurile acestea puternice în noi și să putem să lucrăm cu ajutorul puterii tale. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Și un lucru care mi-a atras atenția este că se întâmplă, trebuie să fii teologii, sunt mai teologi decât teologii, cum s-ar spune. Ucenicii, imaginați-vă, da? În prima linie, Iisus era primul și apoi ucenicii, în prima linie. Și după Iisus spune cuvântul lui Dumnezeu că mergeau o mulțime, veneau după Iisus, că veneau după mâncare, că veneau după eliberare, că veneau după, fiecare venea după ce venea. Și în biserică se întâmplă la fel, unii vin după pâine, alții vin să li se plătească chiria, alții nu știu ce. Doamne, ajută-ne să venim aici pentru hrana cea din cer, aleluia! Amin! E, oamenii ăștia mergeau după Iisus, dragilor. Și ucenicii, că na, acum dacă sunt ei în prima linie, deștepții, s-au trezit ei să vorbească. Ia, ascultați ce spune versetul 2. Ucenicii l-au întrebat, învățătorule, nu? Erau restul de față acolo, noi suntem mari, nu? Suntem teologi puternici. Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? O parte întrebarea are logică pentru noi, dar pentru ei, da, a doua parte nu are logică. Păi cum dacă s-a născut orb? Păi dacă s-a născut orb, zice Biblia că s-a născut orb și ucenicii știau. Dacă s-a născut orb, cum putea să păcătuiască în lumea de dincolo înainte să se nască? Cum? În pântecele Maicii lui, cum putea să se nască să păcătuiască? Pentru noi nu are logică, dar pentru evrei, nu vă puneți cu evrei, că ei, pentru ei toate trebuie să aibă logică. Pentru că am citit un pic și m-am... Știți că evreii au cartea aceasta, Talmudul, cartea evreilor. Ei, în această carte știți ce se spune? Acolo spune că dacă cineva s-a născut cu o problemă, ceva, trebuie să fie ceva la milă, a păcătuit cineva acolo, ceva e gras acolo, e periculos acolo, dacă s-a născut așa, pentru că pentru evrei trebuie să fie ceva, că, dar nu-i logic. Ucenicii l-au întrebat, învățătorule, nu? Și parcă îi văd, ei acolo în prima linie,
orbul săracul stătea nemișcat, nu l-a întrebat nimeni nimic, Iisus a venit în dreptul lui, s-a oprit în dreptul lui, ucenicii au făcut așa jur împrejurul lui și au spus, noi suntem mari, cine nu e păcătuit? Hai să aflăm acum, că uite aici e mulțimea, trebuie să afle, care e păcătosul? Unde e vina? Că trebuie să fie o vină de s-a născut omul ăsta așa, ori el, ori părinții, și că așa suntem noi, trebuie să găsim noi, Doamne, tăi, căile lău, ce mi-ar place să aflăm noi. Iată, din cauza asta, ți-a dat Domnul vreo două, trei pălmulete așa puternice, pentru că tu ai făcut lucrul ăsta, sau mai jignit, sau mai vorbit urât, sau nu știu ce, n-a că ți-a dat Dumnezeu și acum meriți. Așa facem noi de multe ori pe... Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, n-a păcătuit niciunul, nici altul. Dar mă gândesc ce ar fi fost, m-am pus în situația acestui om, ce s-o fi gândit omul acesta în inima lui. Când treci prin suferință, când destul suferința te apasă, când te-ai născut orb cu o problemă, un defect, o situație grea pentru tine, greu să te dezvolți în lumea aceasta și oamenii în jurul tău să înceapă să bârfească și să te alungi în stânga, în dreapta și să zică din cauza asta s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că ai făcut lucrul ăsta și uite din cauza asta meriți că Dumnezeu te-a pălmuit și Dumnezeu a făcut cu tine pentru că ai făcut tu ceva. Și omul acesta am încercat să mă pun în situația lui. Cum s-o fi simțit omul acesta când ucenicii stăteau de jur împrejurul lui și încercau să afle care este păcătosul? Și din ce cauză omul acesta s-a născut? Și încercăm noi să asimilăm, da, ca așa, evrei așa, în primul rând asta este mentalitatea evreilor, spun evreii. Nu, Samson, pentru că i-a plăcut femeile, i-a scos ochii, nu? I-a dat-o, bine de tot, asta e păcatul, a meritat? Pentru evrei trebuie să, am spus, nu te pui cu evreu. Evreul, tu te duci și îți faci socotelele și la sfârșit tot tu ești mai pe minus. Așa e evreul, la evreu trebuie să iasă cum gândește el și cum vrea el. Și căutau ucenicii să afle care este problema de omul acesta s-a născut așa. Care este vina? Din ce cauză? Și am să vă dau o experiență, pentru că m-am regăsit în timp ce studiam acest cuvânt, dragilor, și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea înțelepciune. E foarte important. Dacă poți să te rogi pentru cel ce este într-o suferință grea, roagă-te. Lista aceasta care se afișează aici nu este să arătăm cu degetul, este să ne rugăm. Dacă putem să ajutăm și dacă putem să binecuvântăm, să o facem, pentru că ieri am fost eu, mâine s-ar putea să fie altcineva. Și este... Noi credem de multe ori că vorbele astea care se duc dintr-o parte în alta, credem că nu ajung, dar ajung, el le-a auzit. Și le auzim și noi atunci când suntem prin suferință, că a zis X ceva sau a zis Y altceva și a zis nu știu ce. Și numai tu știi cât te lupți înaintea lui Dumnezeu și cât cauți să te păstrezi curat înaintea lui Dumnezeu. Și am să vă dau experiența aceasta. Eram undeva în Anglia și mă sună un frate, eram cu fosta soție, cu Magda, mă sună un frate și zice, frate, vrem să venim la tine, uite că vrem să cântăm, să ne rugăm și... Zic, vină frate, aleluia. Și au venit vreo 20 de tineri de la biserică, am cântat. Între timp mai primesc un telefon. Și îmi zice fratele respectiv, zice, frate, uite, am văzut situația voastră, vreau să vin să mă rog pentru... Mi-a prezentat el cartea lui de vizită, că Domnul a lucrat, Dumnezeu a eliberat. Zic, frate, vino. Zic, nu strică două, trei rugăciuni, vino să ne rugăm. O bătaie strică, dar o rugăciune, două, trei, zece, nu strică, aleluia. Și a venit fratele ăsta. Și am început să ne rugăm, a deschis el acolo un cuvânt, părea foarte hotărât. La prima fază, știți cum e, când ești într-o situație așa, te uiți și când omul vine hotărât cu ceva, spui, bă, dacă Dumnezeu l-a călăuzit să lucreze. Și zice Domnul, astăzi o va vindeca, facem ungere cu un de lemn și Dumnezeu astăzi o va elibera. Noi, aleluia, slavă Domnului! După care deschide cuvântul și citește acolo în Ioan unde spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte. Aleluia! Și așa este. Așa este. Și după care el a început, a avut acolo un discurs mic și zice, uite, nu știu ce similare a făcut el, că a spus că dacă s-a întâmplat la ochi, așa cum fac evrei, m-a spus că evrei, că s-a întâmplat aici la ochi, înseamnă că ceva, e un păcat grosolan, îi spune Magdei. Zic, trebuie să găsești păcatul, să-l mărturisești și noi ne vom ruga cu ungere, cu un de lemn, cu punerea mâinilor și Dumnezeu te va vindeca. Părea hotărât, foarte hotărât. Zic, da frate, ne rugăm, dar ia, zice, dar nu am nimic, m-am rugat, ce am avut de spus, am spus, zic,
Zice, nu, că ne mai rugăm și Domnul îți va aminti. Zic, da, frate, ne rugăm. Ne-am pus încă o oră la rugăciune. Se ridică pe genunchi, iar începea să pună presiune, iară presiune, că acum Dumnezeu te va elibera, trebuie să faci mărturisirea. Până am văzut că a început să plângă Magda și a zis, omule, dacă Dumnezeu te-a trimis aici și ți-a dat acest text, să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți descopere păcatul, că eu sunt gata să-l spun. Dacă Dumnezeu a început și vrea să înceapă o lucrare cu tine, hai să ne rugăm. Și iarăși la rugăciune, încă o oră. I-am dat de înțeles fratelui, zic, frate, noi nu ne grăbim, până dimineață putem sta aici să ne rugăm, că e frumos în prezența Domnului. Și dă iarăși cu rugăciuni și cu nu știu ce și el la un moment dat se ridică și spune, zice, da, am avut din partea lui Dumnezeu și am văzut în dreptul tău viață, dar vreau să facem rugăciunea cu un de lemn și Domnul a spus viață în dreptul tău. Vă mărturisesc că în momentul am simțit că îmi cade tavanul în cap, m-am înnegrit la așa, la nu știu cum să spun, și am zis, Doamne, dă-mi putere că se întâmplă ceva urât aici. Și am spus, Domnul Iisus să te mustre, zic, în numele lui Iisus Hristos să spun lucrul ăsta, adică tu vii aici hotărât că Dumnezeu ți-a descoperit un lucru, vii și ne presezi aici de față cu toți tinerii ăștia că trebuie să mărturisească păcatul, că e un păcat grosolan și trebuie să-l mărturisească, ceea ce nu-i biblic. Zic, tu faci lucrul ăsta, iar acum după 2-3 ore de rugăciune, Domnul Iisus Hristos s-a răzgândit că nu-i mai păcat și acum tu vrei să spui mâinile să faci ungere cu un de lemn. Zic, nu frate, că întâi de toate se face mărturisirea, după care vine păcat, vine ungerea cu un de lemn, nu așa e biblic? Și am spus, te rog frumos, ieși acum. Știți cum a ieșit cu coada între picioare? Deci m-am aprins și am zis, se poate în halul ăsta, ne bate în joc de Dumnezeu și ne bate în joc de credința pe care o avem în Dumnezeu? Dacă Dumnezeu te-a trimis și dacă Dumnezeu ți-a dat lucrarea asta, fă-o până la capăt, că eu n-am nicio problemă. Dar nu veni cu chestii că Dumnezeu se schimbă de la o gata, Doamne, în dreptul tău a spus viață. Pentru că este important, dragilor, în lumea aceasta, n-am știut atunci să-l întreb. Auzi, de unde vii? Care ți-e numele? Care ți-e biserica? Care ți-e păstorul? Acum m-ai învățat și eu, că m-am... Na. Să întreb și anumite lucruri. Nu am știut atunci, nu m-am priceput. Atunci am zis, te rog frumos, ieși afară acum. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragilor, și să ne ajute să fim lumină acolo unde Dumnezeu ne trimite. Mai bine să ridici pe cineva decât să îl toci așa și să-i spui, hai că știu eu ce ai făcut tu. Nu, mi-ai spus tu o vorbă cândva și acum te-o pleznit, Domnul. Am venit să zâmbesc în față, că uite ce bun e Domnul. Vezi că mi-ascultă rugăciunea. Unii ne mai rugăm și în privința aceasta. Domnul să... Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Dumneavoastră ați auzit marea majoritate dintre dumneavoastră de Elvis Presley. Ați auzit? Îl mai chema și Aaron. Băiatul acesta s-a născut în 8 ianuarie 1935. Și în ziua când s-a născut, el trebuia să mai aibă un frate geamăn, care, din nefericire, fratele lui s-a născut mort. Băiatul acesta a fost în biserică și a cântat în biserică până la o vârstă. Părinții l-au învățat că e bine să venim în casa lui Dumnezeu și noi ne trimitem copiii la biserică să învețe și să poată să, la o vârstă matură, să poată spune Iisus Hristos este Domnul și eu vreau să fiu lumină în întunericul acesta din afară. Și părinții l-au dus la biserică, a fost un om care a ieșit în evidență pentru că Dumnezeu i-a dat un dar. Și are vrăjmașul grijă ca să trimită niște oameni acolo potriviți. Vă povesteam eu când eram în lume că am luat pe cineva din biserică, l-am scos din biserică, că băiatul ăsta știa să cânte la pian, la instrument, eu nu știam la nimic. Și am cumpărat o grămadă de aparatură să fac un studiu, dar eu nu știam să folosesc nicio aparatură. Știam doar să bag mufelele pe acolo, dar și atât. Și l-am luat pe băiatul ăsta ca împreună cu el să facem muzică. Pentru Satana. Să cântăm lambadele vrăjmașului. Și a avut grijă vrăjmașul, l-a trimis pe cineva, l-a luat și zice, hai la radio, bă, da, ce frumos. Cântă, dar nu că eu nu cânt, zice el, eu cânt despre Dumnezeu. Dar nicio problemă, o cântare despre Dumnezeu.
Și o cântare frumos despre Dumnezeu, după aia ea i-a pus așa, că vrăjmașul are răbdare cu mine și cu noi toți. Și 10 ani, dacă știe că după 10 ani el și-a urmat planul și te-a doborât, el e mulțumit și a îndeplinit planul. Și iute pe cântărețul nostru cu un dar minunat pe care Dumnezeu i l-a dat, se duce la radio, cântă o cântare despre Dumnezeu, a doua cântare îi pune frumos ceva despre dragoste, așa mai nu știu ce, și a treia nu știu cum, și ușor, 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 și a început să ajungă mare, și a vândut mii și milioane de CD-uri, și a avut zeci de mii de concerte, și a ajuns un om care a făcut și o grămadă de filme, a jucat și în o grămadă de filme, și avea toată lumea la picioarele lui, acest om. Mă, că s-a întâmplat într-o zi, omul acesta, să ajungă într-un hotel și din hotelul acela trebuia să meargă la un concert mare și renumit. Și numai când seara aceea în hotelul acela l-au găsit drogat și bețiv, beat, de acolo l-au găsit. Și el, care a fost născut într-o familie de credincioși, ar fi trebuit să fie o lumină, deci el a fost un creștin și ar fi trebuit să fie o lumină în întunericul acesta. Și ce frumos ar fi fost ca el să fi spus: nu, Iisus Hristos este lumina vieții mele și eu voi rămâne în lumina aceasta până la capăt. Cu 2 lei în buzunar, 2 lei în buzunar, Doamne, eu laud pe Domnul Iisus Hristos. Mă gândesc acum, ce-o zice fratele lui care era geamăn, care s-a născut mort, care probabil 100% este în cer, mă gândesc eu, poate greșesc, dar mă gândesc că e în cer băiatul acesta. Și el, care ar fi putut să fie un star internațional, dacă putem să-l numim așa, în așa fel încât toată lumea să se uită la el și să spună: n-a fost un cântăreț atât de binecuvântat, cu un dar atât de frumos pe care Dumnezeu i l-a dat. Amin? Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze și, dragilor, să ne ajute să nu fim orbiți în lumea aceasta. Din păcate, lucrurile acestei lumi ne atrag atât de ușor și atât de repede cădem în capcane, atât de repede ne apucăm să bârfim pe unii, să vorbim de rău pe alții, atât de repede ne apucăm să tragem noi concluzii, atât de repede ne pripim, dragilor, și în felul acesta se scurge puterea Duhului Sfânt din noi și devenim doar niște oameni care, eu nici măcar nu predic frumos, adică nici nu predic bine. Dacă mai lipsește și puterea să-mi vai și amar de mine. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze, dragilor, și să ne ajute. Ăsta este răspunsul pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos. N-a păcătuit nici el, n-a păcătuit nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Bun, și acum poate vine cineva și zice: da, dar totuși Biblia relatează că sunt. Da, sunt. Și dacă veți deschide în Ioan 5, acolo veți vedea vindecarea slăbănogului de 38 de ani. Domnul Iisus Hristos îl vindecă și după ce îl vindecă, știți ce îi spune? Când se întâlnește cu el în templu. Știți ce îi spune Domnul Iisus? Haideți să vă citesc. 5 cu 14. După acestea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple mai rău. Dar este foarte important cine spune aceste lucruri. Cine trage această concluzie? Ucenicii sau Mântuitorul? Pentru că noi nu știm ce se întâmplă în inima omului. Dacă a păcătuit ăsta, prăpăditul ăsta, slăbănogul ăsta de 38 de ani, ce s-a întâmplat și ce păcate a avut, noi nu avem de unde să știm. Iisus Hristos vede prin inimă și prin minte și vede și ce gândim noi acum, dacă suntem acasă la fasole sau dacă suntem la oala de ciorbă sau unde suntem, la mașina care vrem să o luăm sau frigărui care vrem să-i prăjim sau ce vrem să... Dumnezeu știe, noi nu putem să ne ascundem de El. A, vă puteți ascunde de mine, ne putem ascunde de fratele Alin, de fratele Florin, de frate... Ne putem ascunde unii de alții, dar în fața Domnului Iisus Hristos totul este gol și descoperit. Și Iisus Hristos este în măsură să spună: da, omul acesta s-a născut așa pentru ca în el să se arate lucrările lui Dumnezeu. Omul acesta s-a născut așa pentru că probabil, nu probabil, 100%, așa spune Iisus Hristos, s-a născut, du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Mai rău. Și acum fiecare inimă știe atunci când trece printr-o anumită suferință. Poate că sunt niște regrete, poate că cineva spune noi, poate că trebuia să mă rog mai mult, poate că am vorbit de rău pe cineva și s-a întâmplat acum de curând. Și de-aia m-am și pocăit, că am zis: Doamne, ajută-mă! De curând am încercat să mă spăl pe dinți și nu știu cum s-a întâmplat că am scăpat periuța
în gingie un pic mai sus. Vreo 5 zile atât de tare m-a durut gingia și mi s-a rupt, a zis că aici la gingie este o piliță micuță. Veronica știe. Atât de tare m-a durut, o bășică mică cât un vârf de ac. Atât de tare mă durea cu orice beam și orice. Doamne, poate că am spus ceva greșit. Poate că trebuia să-mi pleznesc vreo una peste gură. Poate că am bârfit pe cineva. Poate că am... Doamne, ai milă de mine. Doamne, vă gândesc o săptămână, am zis, Doamne. Mi-a mai trecut acum, mai mă doare. Mai bine. Și am stat și am gândit, Doamne, ce bine e să fii sănătos. Ce bine e să nu te doară nimic și ce bine e să fii... Aleluia! Doamne, binecuvintează-ți tu turma ta și fă tu din această turmă niște soldați care să ducă vestea împărăției lui Dumnezeu cu demnitate, aleluia! Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Deci, Iisus Hristos este în măsură să spună de ce s-a întâmplat așa sau care este vina de trec pe acolo. Pentru că îl vedem și pe Iov, un om, un titan al credinței, putem spune. După ce îl trece Dumnezeu, prin ce îl trece pe Iov, le spune prietenul, duceți-vă la el ca să roage pentru voi. N-ați vorbit atât de bine cum a vorbit el. Vă dați seama. Și prietenii lui Iov, na, să-l ajute. Bă, ceva ai făcut, mă, nu se poate, atâta presiune, atâta necaz îți dă Dumnezeu. Bă, sigur s-a întâmplat ceva acolo, că trebuie noi să găsim așa ca evrei, noi să scotocim așa cât se poate, peste tot așa să zic, bă, un fir acolo, ceva, s-a întâmplat ceva. Și asta nu este treaba noastră, dragilor. Treaba noastră este să fim lumină, să îmbărbătăm, să încurajăm și să ridicăm, pentru că și noi am fost ridicați, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Dacă mă uit la mine, Doamne Iisuse, ai milă de mine că am fost orb, un ticălos, un derbedeu, un nenorocit și Tu mi-ai dat mahrama de la ochi și mi-ai vindecat și acum văd prin ochii Duhului Sfânt și sunt prin Duhul Sfânt în numele lui Iisus Hristos viu, aleluia! Aleluia! Asta este lucrarea pe care Domnul Dumnezeu să ne ajute să o putem duce mai departe. Și apoi, dragilor, Domnul Iisus spune, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni... Iutați. Și acum să ne amintim puțin așa, în pandemie, mai putea toți în casă, închisi, izolați, uși baricadate... polistirel pus în geam, ploși repede, au fost la cineva acasă, trei tipuri de alea de ăsta, îmi dădea pe mâini, pe ciorap, zic, omule, liniști, ce ai? Și noi ne duceam și duceam cina și la mai multe biserici. Frați, ne contacta, vrem să aduceți-ne și nouă. Ar fi putut să mă îmbolnăvesc. Nu spun că a fost copa, aș fi putut să mă îmbolnăvesc. Dacă Domnul spunea, gata, stop, merge acasă, aleluia. Mergeam acasă. Dar Dumnezeu ne-a păzit și Dumnezeu ne păzește în lumea aceasta și Dumnezeu ne dă putere să mergem în întunericul acesta, dragilor. Noi trebuie să rămânem încrezători și cât este ziua, noi trebuie să lucrăm lucrările celui ce ne-a... Nu lucrările noastre, lucrările celui ce ne-a trimis. Să fim dragoste, să fim lumină, să fim îmbărbătare, să fim încurajare, să fim o înviorare în întunericul acesta, dragilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze, pentru că în Ioan 8:12 spune, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu umblă în întuneric, ci va veni la viață. La viață. Doamne Iisuse, binecuvintează-ne Tu și ajută-ne să putem avea această viață în inima noastră. Dar vă spun, dragilor, se întâmplă, pentru că suntem oameni și trebuie să fim realiști, se întâmplă, vrăjmașul se luptă cât se poate de mult să ne prindă azi un pic, zice, dacă este cu putință să înghită chiar și pe cei? Haide, chiar și pe cei aleși, de ce își face niște planuri, cu atât mai mult noi ar trebui să avem niște strategii, niște planuri, în așa fel încât să-i spunem, na, satanu, iute că Domnul mi-a dat biruință, aleluia! Îi spuneam cuiva, zice, nu pot să rezist, deci îmi vine gândul în minte, parcă în momentul în care mi-a venit gândul trebuie să-și fac lucrul ăla. Păi zic, da, pentru că dacă n-ai citit cuvântul, dacă nu te rogi, dacă nu te pregătești, dacă nu îți vine gândul și tu crezi că acel gând este bine, să te duci și-l faci. Și mergem ca unii așa, ca Doamne, ai milă de noi. Și binecuvintează-ne.
în al doilea lucru și imediat o să închei. Dragilor, puterea lui Iisus, după ce manifestăm lumina lui Iisus în viața noastră, Iisus Hristos vrea să-și manifeste puterea prin noi. Și nu știam că Emi o să fiu, n-am vorbit cu el, dar o să vorbesc acum despre o experiență care am avut-o împreună. Și veți vedea cât este de mare Dumnezeu. Probabil cel mai mulți știți situația sorei noastre, Alina. Sora Rodica știe că a avut o situație mai așa cu ea. Nu putea să intre nimeni în voie. Ne făcea de râs, suna peste tot. Deci, nici nu pot să numesc ce... Și noi veneam și spuneam aici, fraților, rugați-vă. Vă rugăm în numele Domnului ca Domnul să se îndure. Zice cineva, zice, băi, are mulți demonii. Și trebuie dusă undeva la, știm noi, un păstor ne-a zis, mergem acolo, dar nu știm dacă vrea. Păi eu întrebăm, dacă vrea să vină, vine, dacă nu vrea să vină, nu vine. Vii cu noi? Am omit-o, i-am dat acolo câțiva lei, zice, da, vin. Ne-am dus la drum. Ce ne-a făcut tot drumul ăla, ne-a împuiat capul? Că pe cine dă-i în judecată, care dosare atâta multe și că ce face, că dă în judecată pe prim-ministru nu știu care, pe niște, eu credeam că sunt niște filme de-astea de adormi copii mici. Dar pentru ea erau lucruri reale, ea trăia poveștile astea, nu știu unde le aducea. Și ne pornim cu Emi la drum. Mergem la păstorul ăsta, zice, ne rugăm pentru ea și erau vreo 4 zile de post, niște bărbuțoi așa mari. Ne ducem acolo, biserica goală, erau 3 zile deja necurmat, noi când am ajuns erau una 4-a zi. Când a ajuns ea, ia la pe unii, la mișto pe acolo, vine, am început să ne rugăm. Ce am început, zic, Doamne, lucrează Tu, Doamne, lucrează Tu. A început să se manifeste într-un fel de, vă spun, sora mea e băț. Nu puteau să o țină doi bărbați, cât era de, cum se putea manifesta. La un moment dat zice, vreau să, zice, pot să ies un pic să fumez? Zic, da, ieși. O secundă a fost, cum a ieșit pe ușe, vreo 500 de metri era până la poliție? Dă-i fuga până la poliție. Emi a văzut la vreo câteva secvențe în spatele ei și eu după Emi. Fugeam repede, ea a intrat în secția la poliție, a intrat în biroul la nu știu care polițist pe acolo, îl dă pe ăla la o parte, se așează pe scaun și zic, Emi, intră răsufla. Zic, ce s-a întâmplat? Zic, ăsta are demon, a venit să mă elibereze, vedeți că în el sunt multe legiuni. Ăsta polițistul se uita la Alina, se uita la Emi, după câteva secunde intru și eu înăuntru, vin alții de nu știu cât, ia veniți mă puțin, ce s-a întâmplat cu voi? Bă, voi sunteți de la camera ascunsă, sunteți cu camera ascunsă, ce cu voi? Ăla se uita la noi, Alina pe scaun, pe fotoliu, nu știu ce, vezi, tu nu vorbi cu mine așa că pe tine te dezbracă, îți dau haina asta jos de pe tine imediat, ai grijă cu cine te pui. Bă, zice, ce cu voi, de unde ați venit? Într-un final ne ia, ne duce într-o cameră, începe să povestim. Îmblăm documente, ne-a legitimat și voi încercam să-i spune că, Doamne, nu, că ăștia sunt plini de dragi, au demoni în ei și nu știu ce. Doamne, stați puțin. Polițistul a văzut, a uitat în documente, a văzut vreo acolo vreo 5 amenzi, prin Spania, prin Italia, pe unde avea adunate amenzi, uite așa puse. Zice, ce-s cu astea? Păi, nenorociți, a început să povestească despre ăla, după aia a venit, a luat-o și pe sora Rodica la câteva serii și, dragilor, Dumnezeu a lucrat. Eu nu știu cum a lucrat, dar știu că Dumnezeu a lucrat. A eliberat-o, slăvit să fie numele Domnului. Astăzi este căsătorită, are și o fetiță sănătoasă și Dumnezeu a reabilitat-o pentru că Dumnezeu are putere, dragilor, să lucreze. Atunci când noi manifestăm lumina lui Hristos în viața noastră și când îl păstrăm pe Hristos, Dumnezeu lucrează, nu noi, că noi nu avem putere, noi suntem, uitați-vă la mine, suntem, am mai îngreșat un pic acum, mă uitam zilele astea, mi-am făcut un pic ordine în... o grămadă de tricouri. Uitați, nu mă mai încape costum. Mergem la socrii, ne dă mereu numai găini, nu din acelea vopsite cu pensula, că am văzut acum mai nou le vopsesc cu pensula, să pară că-s mai... Dar până acum vreo 2 ani eu mâncam numai din oraș, luam, mai te duceai nu știu ce, pui ăla ți are un alt gust, nu știu, când îl iei de la țară și îl faci, zici, dar ăsta-i pui sau ce-i ăsta? Nu știu. Dar numai natural, așa, acum te să schimb. Mă mâncat pe nici costum, deci o duc bine. Aleluia. Slavă Domnului! M-am îngreșat, cum se spune. M-am însurat, zice fratele Florin. Da, dragilor, deci nu putem spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne binecuvintează în continuare. Ne poartă de grijă. Dar ce este cel mai important, dragilor, este că Iisus Hristos vrea să folosească, nu noi, că noi nu putem. El face lucrarea când vrea și cum vrea El.
Într-una din zile am fost acum, și este și Cristina și Vero sunt martori aici, am fost la bunicul lor, care a fost internat de urgență în spital, că a făcut tromboză, tromboză la inimă și a avut cangrenă la picior, piciorul tot i s-a negrit, doctorii au spus trebuie să tăiem piciorul, copiii au spus nu există, nu există. Bunicii lor nu sunt pocăiți și am zis mergem acolo, a aflat că am ajuns și eu, m-a chemat, am pus pe grup că mi-a rugat Alin, îmi pare rău acum că n-am pus pe grupul bisericii, am pus pe grupul slujitorilor, că era bucuria mai mare acum, aleluia. Dar frații slujitori s-au rugat, eu vă mărturisesc când am pus mâna pe piciorul la negru și l-am văzut negru, halal de credință am avut, am zis, ce-i asta? Băi bine să-i taie piciorul, eu asta am simțit în mintea mea, dar am zis, Doamne, sunt aici, mă rog, am pus mâna pe piciorul, rece gheață era piciorul. De aici în jos era totul rece, nu-l mai simțea, nu-l mai putea mișca și era gheață. M-am pus, l-am frecat, m-am rugat, am zis, Doamne, în numele Tău, ce putem? Frații slujitori s-au rugat, Domnul să-i binecuvinteze. Și acum nu mi-am planificat să vorbesc acest lucru, dar am întrebat-o, zic, cum e bunicul? Zice, i-a dat drumul acasă, a plecat tromboza de la inimă, nu știu cum, zice, a plecat tromboza, piciorul a început să-i circule sângere prin el și zice, mai e un pic de negreală la talpa piciorului. Și zic, aleluia, aleluia. Iisus Hristos lucrează, slăvit să fie numele Domnului. Iisus Hristos lucrează. Dar știți ce am făcut după ce m-am rugat pentru piciorul acestui om? Știind multe lucruri din viața, m-am rugat și am zis, Doamne, ce să fac? Și atunci, nici măcar să vorbească nu putea, pentru că a avut și o operație la gât și vorbea, nu știu cum, că eu nu înțelegeam nimic. Deci eu n-am înțeles nimic și am zis, Doamne, eu nu știu cum mă înțeleg cu el. Și am spus, vreți să fac o rugăciune pentru dumneavoastră? Dacă vreți, dați din cap, da. Și a spus, da, dați din cap. Dar puteți repeta după mine? Eu spun cu voce tare și apoi dumneavoastră să repetați după mine. Zice, da. Eu nu știu cum și ce a făcut Dumnezeu, dar vă mărturisesc că toate cuvintele pe care i le-am spus, le-a repetat după mine. Când am atins anumite subiecte, a început să plângă omul acesta și plângea cu lacrimi. În spitalul acela nu era nimeni, eram decât eu cu el și Dumnezeu. Eu am zis, halal de credință, acum când Veronica mi-a zis că e bine și că a plecat tromboza și că piciorul a început să îi se vindece și așa, am zis, Doamne, 100% a fost rugăciunea slujitorilor, că eu am zis, eu nu cred că se poate face ceva. Chiar mă uitam la copii tatălui Veronica și am spus, eu nu înțeleg de ce nu acceptă, deși nici noi n-am acceptat la mama, că și mama a avut tromboză. Dar n-am acceptat, cum să-i tăie piciorul? Bine, n-a vrut ea. A zis, nu-mi tăiați piciorul că mor, nu-mi tăiați piciorul că mor. Dragilor, Dumnezeu lucrează, slăvit să fie numele Domnului. Cum vrea El lucrează. Nu cum îi dictăm noi și cum vrem noi. Noi de multe ori vrem atunci să lucreze pe moment. Dar Dumnezeu lucrează cum vrea El și cum știe El, pentru că El este stăpânul, El este Domnul. Noi suntem doar niște ucenici, niște lucrători care nu căutăm altceva decât să facem voia lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze și să ne ajute, dragilor, și să ne gândim la lucrul acesta. Toți am fost orbi și să nu aruncăm cu degetul, să nu arătăm cu degetul spre cel ce poate trece printr-o suferință, că și noi am trecut. Și noi suntem orbi, și noi am fost orbi, și Iisus Hristos s-a îndurat de mine, și Iisus Hristos mi-a zis, te spăl și nu te spăl, nu te trimis să te duci în scăldătoarea Siloamului, te spăl în sângele meu, pentru că sângele meu are valoare, sângele meu îți iartă orice păcat, sângele meu te eliberează, sângele meu te reabilitează, sângele meu te vindecă cu totul, pentru că eu sunt Domnul Domnilor, aleluia! Și avem acest har datorită Lui. Datorită acestui Domn care este Domn și împărat în viața noastră. Datoria noastră, dragilor, este să ne ajute Dumnezeu, să ne vedem de lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și să fim lumină acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Amin? Amin? Amin. Și nu știm mâine ce poate face Dumnezeu. Mâine poate Dumnezeu, poate să-ți dea Domnul o bucurie de te miri. Zici, uite cum a lucrat Dumnezeu. Uite ce frumos a lucrat Dumnezeu. Dar vă spun, asta vă spun, că dacă Domnul lucrează, trebuie să povestiți minunile Domnului. Păi atunci pentru ce să... Păi trebuie să te duci la spital, te duci cu rezultatul și spui, sora Dana, uitați, ăsta e rezultatul care mi l-ați dat și Domnul Iisus Hristos, al doilea rezultat, zice, vindecat. Aleluia! Slavă
trebuie să povestim, pentru că în felul acesta noi proslăvim pe Iisus Hristos. Nu noi vindecăm, că dacă am fi noi vindecătorii, cred că am fi așa cum sunt ăștia. Ați văzut acum mușchiloși ăștia, merg așa, cum e un loc așa, frate, așa. Ne-am umflat în pene așa, precum cocoș. Ai văzut cocoșul când se umflă în pene așa? Am de când mai merg la Veronica, mai sunt cocoșii ăștia care mă trezesc. Mă, la 4 dimineața, băi, frate, băi. Mă, la 4 îmi cântă, dar a doua zi soacra îi taie și zice, ți-i dau la pachet. Ia-i acasă. Nici o problemă. Cum se întâmplă grajdul undeva mai departe? Bă, fix în fața geamului meu vine și mă trezește la 4. Ei, n-am poftim. Dar eu mă bucur că ea știe că ori de câte ori cântă cocoșul, mi-l pune la așa, mi-l îngheață și mi-l dă acasă. Aleluia. Și uitați, rezultatele. Fratele Florin, spuneți, mai dau și la alții. Da, dragilor. Deci Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze și să ne ajute. Dumnezeu lucrează în noi ca să spunem oamenilor. Omul acesta, după ce a fost vindecat, vecinii lui au văzut ce s-a întâmplat cu el. Păi este el? Cum să fie el? Mai trist, știți ce este și cu lucrul acesta închei? Când cărturarii și farisei ăștia cu grade multe au chemat pe părinți ca să confirme, zic, mintea asta a adus ăsta o mărturie mincinoasă sau... Este copilul nostru. Cum s-a întâmplat minunea, nu știm să vă spunem. Dar întrebați-l pe el, pentru că este mare, este în vârstă. Dar mai jos, Ioana știu, se ducă să-i tragă de limbă pe părinți. Vedeți de ce s-a întâmplat? Și spune, le era frică ca nu cumva să-i scoată afară. Să nu ne fie frică de oameni. Să spunem lucrurile așa cum sunt, dragilor. Așa cum sunt. Iisus Hristos vrea să fim lumină în întunericul acesta, dar să avem tărie de caracter și să fim nu cum sunt cocoșii ăștia care se înfoaie. Să spunem, doamne, asta este convingerea mea, eu așa cred și asta este lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o. El a spus, eu una știu. Că a fost el păcătos sau că n-a fost păcătos, eu nu știu să vă spun. O vorbă înțeleaptă. Eu nu știu să vă spun, doamne, ei tot încercau să-l... Nu se poate. Deci, te-ai găsit tu acum să ne evangelizezi pe noi? Ei, noi suntem învățați, vii tu acum să ne vezi pe noi? Eu una știu, am fost orb și astăzi sunt vindecat. Dragilor, eu una știu, am fost orb și Iisus Hristos, prin sângele Lui s-a îndurat și de mine. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze și să știți că Dumnezeu va lucra așa cum va ști El, atât timp cât noi vom duce lumina aceasta în societatea aceasta. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Amin.